Auzi, mă, la voi se îngroapă mortul cu popă? Nu, mă, la noi popa rămâne afară. Dimineața Blană, de la 7 la 10, la Pro FM. Glumeme la Dimineața Blană. Vai, bandiților, eu când vă zic că sunteți buni. Ca să rămânem în tema de mai devreme, o să încep eu cu următorul glumeme primit de la un ascultător. Zip. Fiind un frică de bătaie, mi-am dezactivat WhatsApp-ul. Bravo! Mamă, mamă, 10 mamă. Pe linie, boss! Eu am găsit una pe care au trimis-o foarte bună. Iubi, ce ai de gând să-mi cumperi de Crăciun? Nimic! Păi ce, e ziua ta? E ziua de nașterea lui Iisus! Bun, da. Una pe care... Da, cred că aș face și eu gluma asta copiilor mei. Și că eu și soțul meu am decis că nu vrem să avem copii. Le vom spune diseară la cină. Aoleu! Bărbatul trecut de 40 plus, dacă n-are burtă, ori e sărac, ori e bolnav. Amanta e ca maneaua. Îți place, dar nu te poți afișa cu ea. Sanchi. Marie, ești căsătorită? Nu, din păcate sunt născută într-o zi fără soț. E așa frig în casă, am băgat un pui la cuptor și când m-am uitat la el, a strigat să închid ușa. Ce zice rața? Mac, mac, ce zice pisica? Miau, miau. Porcul ce zice? Iubito, jur, e doar o prietenă. Moș Crăciun la evrei. Bună seara, copii! Cine vrea să cumpere o jucărie? Blană. Am căutat pe Google vacanțe ieftine și mi-a dat nicărnica acasă. Voi realizați că noi românii, când călcăm în rahat, credem că avem noroc? Un oltean întreabă un moldovean. Auzi, mă, la voi se îngroapă mortul cu popă? Nu, mă, la noi popa rămâne afară. Îi cred în stare, jur. Ai, de viața mea. Dacă se închid Western Union și MoneyGram în perioada 20 decembrie 2 ianuarie, 70% dintre bombardieri fac sărbătorile la bunici. Oh my god. Pinocchio iese nervos de la un concurs de minciuni pe care îl pierde evident și întreabă: bă, cine mă, Dragnea? Vorbă. Dimineața Blană, de la 7 la 10, la Pro FM.